tribunal Botoșan a fost trimis în judecată inculpatul Hoțanu Valentin, fost cădo, în stare de arest preventiv pentru săvârșirea următoarele infracțiuni: contaminare venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, infracțiuni prevăzute de articolul 309 alineatul 2 cod penal, falsă înscrisă semnătură privată, infracțiuni prevăzute de articolul 292 cod penal, instigare proprie la falsă intelectuală, prevăzut și pedepsită la articolul 31 raportat la articolul 289 cod penal, spune, două infracțiuni de violare de domiciliu, prevăzut și pedepsită la articolul 192 cod penal, două infracțiuni de amenințare, prevăzut și pedepsită la articolul 193 cod penal, constând în aceea că în perioada mai-august 2009, deși cunoștea faptul că a fost diagnosticat încă din anul 1998 cu sindromul imunodeficitar dobândit SIDA și este purtător al virusului SIDA, a contaminat-o pe Hoțanu Irina Elena, care la data de 1 septembrie 2010 a decedat datorită bolii SIDA stadiul 3. La scurt timp după contaminare, Hoțanu Irina Elena a rămas însărcinată, iar la data de 11 aprilie 2010 a născut o fetiță care deocamdată nu prezintă niciun sindrom al acestei boli transmitibile. În luna mai 2010, pentru a se putea căsători cu mama copilului, inculpatul a falsificat 3 buletine de analize datate 5-5-2010, cuvrit la care nu s-a putut stabili unitatea sanitară emitentă, pentru că aceste buletine nu au mai putut fi găsite. Și a trimis-o pe Hoțanu Irina Elena la medicul ei de familie, unde aceasta a prezentat buletinele de analiză necesare pentru obținerea certificatului prenupțial.